99 minute, bună dimineața, ascultați deșteptarea la Europa FM. Dacă e să-mi placă ceva în viața asta, este să-i fac surprize Monica, pentru că știu că reacționează de fiecare dată foarte frumos și foarte sincer, așa cum s-a întâmplat și în această dimineață când a văzut-o aici în studio pe Sanda Nicola, despre care la un moment dat a spus că o apreciază și că îi place foarte mult de ea. Nu știu, da, asta ți-am spus ție, că eu nu mai țin minte. Da, ai spus în emisiune. La un moment dat, nu știu, Sanda, cum a venit vorba despre tine și a spus, da, a spus în direct, Monica, mă, uite, mie îmi place foarte mult de Sanda Nicola. Și am ținut eu minte, au ținut și colegii noștri minte. Nu știu, știi că poate să-ți înceapă să-ți placă de cineva și fără să-l cunoști pe omul ăla. Noi ne-am întâlnit de câteva ori, adevărat. Nu atât, n-am stat atât de povești și așa mai departe, dar pur și simplu așa m-am simțit. Ți-am dat vibe-ul ăla bun. Exact. Pe care l-am de 20 de ani față de tine. Și azi am apucat să-l mărturisesc. Și nu știu, noi ne-am gândit așa că șanse să vă mai întâlniți poate vor mai fi, dar în sfârșit mai trebuie și provocate, nu, situațiile astea, așa că nu de competența noastră să le creăm. Exact, exact, exact. Deci Monica, da, am văzut că v-ați împrietenit mai devreme. Despre ce ați vorbit? Despre ce? Am vorbit despre povestea Sanda, ce mai face ea acum și mi s-a părut foarte, foarte interesant. Dacă vrei să le povestești ascultătorilor noștri. Da, am niște preocupări foarte științifice de la ultim. În momentul în care am decis să trec așa cumva într-un cont de umbră, mi-am dorit și să mai acumulez ceva suplimentar la tărtăcuță. Asta sunt eu, așa cred că este de datoria mea să fiu într-o permanentă evoluție și m-am înscris la un moment dat la Facultatea de Științe Sociale în Anglia, unde am înțeles ce înseamnă adevărat învățământ la distanță. În sensul că e departe, nu? Da. Sunt certificată deja ca social scientist, ca să mă rezum. Deci fac parte dintre cercetătorii britanici de care râdeți voi. Deci tu faci studiile alea, că afară o sunt cercetătorii britanici și tu erai Sanda. Am început să particip la unele dintre ele și sunt fascinată de treaba asta. Iar acum dar la salonul de scuze-mă, la salonul de invenții de la Geneva ai fost? Măi, nu. Deja e altceva. Acolo nu poate să meargă oricine așa, mai Bogdan. Ocup cu filozofii despre viață, despre comportament, da. Să înțeleg niște metehne ale nației noastre. Poate într-o zi să pot să am vreo contribuție la vindecarea lor. Și măcar ai început așa să înțelegi câte cât ce se întâmplă cu nația asta noastră cât, da. Și poți să ne dai explicații? Mă echilibrează foarte mult. Adică nu mă mai învinge scârba. De când încep să înțeleg niște fenomene de masă ceva mai bine și să-mi dau seama de unde se trag anumite frustrări. De exemplu, pe mine ce mă speria cel mai tare era răutatea asta pe care o alimentăm unul altul. Știi, parcă toți umblând și asta de unde vine? Niște vân, așa, asta văd și eu la Bogdan tot timpul. Da, eu sunt pacifistă, echilibrată, nu Bogdan, ăla care tot timpul înțeapă, tot timpul simte nevoia să rănească. Da, dar o face. Deci de unde vine? Ca să afle toată lumea de unde vine. Sunt, cu siguranță suntem tributari zecilor de ani sub comunism într-un sistem în care n-am gândit pe cont propriu, ci n-au fost servite niște lucruri pe care noi le-am luat de-a gata, cu care n-am fost niciodată fericiți, dar nu le-am manifestat. Și reprimând azi una, mâine încă una, mâine alta, ne trezim că răbufnim din nimicuri de cele mai multe ori. Pentru că dacă stăm să ne gândim lucruri mari, acțiuni grandioase, revoluții, nu prea am avut. Dar spune corect, tu ai spus că ești corespondent pentru televiziuni din afară. Cum e France 24 în speță. Ok, cum e să transmiți pentru France 24? Lucruri care se întâmplă în România și care de multe ori nu sunt pozitive, nu? Pentru țara asta, ce simți? Situația nu este atât de dramatică, pentru simplu fapt că televiziunea pentru care transmit eu și care au expunere globală, știrile care la noi fac furori, acolo sunt apreciate drept locale. Deci n-am transmis niciodată jafuri, violuri. Nu, dar sunt lucruri care furturi de mașini. Bun, faptul că acum spre multă analiză economică. Pe asta spun, acum crește TVA-ul, crește cota 1 sau poate vor crește. Sunt lucruri rele până la urmă, nu sunt lucruri bune, nu se întâmplă nimeni. Sunt crească. Lucruri care până una alta se întâmplă și în alte părți și care în aceste programe sunt tratate la rece, de cele mai multe ori în prezența. Păi normal că nu crește la ei, crește la noi, normal că la ei e la rece, că la ea crește mai de mult. E destul de multă obiectivitate la mine. Loc. Nu, am să vă mai spun un lucru foarte, foarte important. După 2007, marile rețele de televiziune, și acum mă refer la televiziuni de genul France 24, care sunt televiziune publică în Franța sau Euronews, au început să ne perceapă sau au început să ne trateze ca fiind din gașcă. Asta e foarte bine.
În momentul în care mare ești lucru. În gașcă și chiar dacă ești în jvărul ăla mai urățel, mai ponosit, de undeva de mai la est, dar e de la noi, nu mai râdem chiar atât de tare. Că practic râdem de noi și râdem pe banii noștri, spun ei, că de fapt sunt mulți deci bani de lor. Da. Nu am primit niciodată comenzi, nu mi s-a cerut vreodată să scormonesc răul cu orice preț, da, întotdeauna s-a dat o... Vreau să te rog, uite, cum ar fi să transmiți acum pentru France 24 faptul că noi împlinim 2 ani și să simulăm puțin cum ar fi o transmisiune de aici din studio pentru France 24. Crezi că poți? În limba respectivă, bineînțeles. Eu transmit pe France 24 English. Ah, transmiți English. France 24 este o rețea care emite în franceză, engleză și arabă. Francezii au înțeles că pierd mult teren în fața televiziunilor de limbă engleză și atunci au simțit că trebuie neapărat. Uite, așa, în English. Și mai bine în English. Hi, ladies and gentlemen, live from Romania. We are here with Monica Angel, which is a very famous Romanian singer, and I'm so, so glad to meet her this morning. I had no idea that she had this appreciation for me, so probably I am more over emotional than she is at this moment. So, good morning, Monica. Good morning, Sanda. Thank you very much. Would you be so kind to share your beautiful voice to our international audience? Oh yeah, just a little bit. Which one is your favorite? From your songs. Doesn't matter. International. International, let's say. Now, I think I heard you recently singing in Romani. Oh yeah. Would you be so kind to do this favor yes. for the Roma people yes. in Romania? Please do it. Deci țigănește, pe înțelesul tuturor. Da, deci Sanda Nicola vrea și a țigănește. Dita mamu kibori, kibori da kibori, te averesche baxali de la maxali. Yo ai da de socherau, da de socherau, pararate memerau, de la memerau. Lansarea o să fie pe 4 iulie. Ce mai? O emisiune multiculturală, engleză, romani, dacă românește. Dacă ar trebui să le mai adaug telespectatorii noștri din străinătate că officially in Romania there are 500,000 gypsies, but unofficially it might be 2 million. And the reason why we don't know an official number is that they actually don't have IDs. Da, adică mulți țigani pentru că nu au buletin. Mulți țigani nedeclarați. Nedeclarați. Dar să ne trăiască, sunt ai noștri. Trebuie să ne asumăm. Sanda, dacă sunt doar talentați și atâta, este perfect. Da. Ideea este să nu aibă alte talente. Da, să nu dispară portofelul, asta e important. Sanda, îți mulțumim foarte mult că ai venit în dimineața aceasta alături de noi și că ai participat la surpriza Monicăi.